În zilele următoare, chiar dacă Dâmbovița se află sub atenționare, cod galben de ploi torențiale și vijelii, nu este niciun pericol de inundații, a declarat șeful sistemului de gospodărire a apelor Dâmbovița, Dănuț Bâzgu. Însă, din cauza faptului că în unele zone rigolele nu sunt curățate, apele pot ajunge ușor în curțile oamenilor. Din punct de vedere al măsurilor noastre, ar trebui să nu fie afectat, deci să nu fie atinsă cota de avertizare în niciuna din zone. Însă, nu putem prevedea ca urmare a existenței unor neefectuări de curățire a reșanțurilor și rigolelor și datorită colectării apelor de pe versanți, aceste rigole aflate pe raza comunelor să nu poată tranzita debitele de apă generate de această cădere de 25-30 de metri cubi, responsabilitatea cade exact în sarcina primarilor de a lua măsurile care se impun. De fiecare dată, la asemenea ploi, au existat înfundări ale rigolelor de colectare, rigole ce mărginesc drumurile comunale sau drumurile județene ce traversează anumite localități, existând pericolul ca anumite gospodării să poată fi inundate. Pericolul de inundații nu a trecut pentru partea de sud și sud-vest a județului, deoarece în următoarele trei zile precipitațiile pot cauza probleme. Astfel, directorul SGA Dâmbovița, Dănuț Bâzgu, îi sfătuiește pe primarii din această zonă să gestioneze corespunzător situația. Dispeceratul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmbovița a transmis operativ către ISU, Dâmbovița, Prefectură și Consiliul Județean, avertizarea de cod galben, cu mențiunea de a se lua toate măsurile și de a fi anunțate toate primăriile și instituțiile care își desfășoară activitatea pe lungimea cursurilor de apă. Se impune ca primăriile și ISU să anunțe populația de a nu efectua activități în albiile minore ale râurilor în această perioadă, ținând cont că precipitațiile căzute vor aduce un aport substanțial de tranzit de debite pe râurile Ialomița și Dâmbovița, drept pentru care i-am rugat în mod insistent de a solicita cetățenilor să nu intre eventual pentru agrement sau recoltări de agregate în albiile minore ale râurilor. Concret ar fi partea de sud a județului, partea de zona Titu, Odobești, zona Șelaru, deci partea de sud-vest a județului. Da?